Bună, dragii mei dragi! Astăzi vă inspir cu o rețetă de mâncărică tare bună, sățioasă, apreciată de familia mea, dar și de cei care o degustă, și anume cartofi carbonara. Metoda mea este pe cât de simplă, pe atât de gustoasă. Dar haideți cu mine mai bine să parcurgem pașii rețetei. Avem nevoie de aceste ingrediente? Cartofii eu deja i-am fiert, deci sunt gata de a trece mai departe. Voi curăța rând pe rând fiecare cartof în parte de coajă. Cartofii sunt fierți exact cât trebuie, da? Deci nici prea mult pentru că se pot zdrobi. Îi voi tăia pe jumătate, pe urmă în bucățele potrivite. Este foarte important un lucru de specificat, cartofii să fie răciți nu fierbinți, pentru că atunci se vor tăia mai greu, da? Deci îi puteți fierbe chiar cu o zi înainte, dacă doriți. Voi transfera cartofii, după cum se vede, într-un vas de iena. Bun, trecem mai departe. Baconul îl voi pune într-o tigaie. Această tigaie o voi pune pe foc mic și voi amesteca în continuu până baconul se va prăji până va căpăta această frumoasă culoare. Da? Deci grăsimea se va topi, va fi exact ce trebuie. Într-un bol încăpător voi pune frișca lichidă, neîndulcită, cele patru gălbenușuri, amestec cu telul, ușor, după care voi putea încorpora și parmezanul, praful de piper, Adaug și baconul prăjit. Amestec cu o spatulă. Introduc cașcavalul ras. Mai amestec să se omogenizeze foarte bine toată compoziția, deci toate ingredientele. Atenție, eu nu voi adăuga sare pentru că baconul, precum și cașcavalul, sunt destul de sărate. Pentru noi este perfect așa, însă gustați și vă puteți aromatiza mâncărica după propriul gust. Bun, le amestec foarte bine, da? Deci această compoziție o amestec cu cartofi și când este gata, introduc platoul de sticlă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 25 de minute sau până când este așa auriu, rumen. Presar puțin pătrunjel verde, este opțional, însă merge perfect și priviți, dragilor, cât de bine arată. Mmm, o minunăție! Dar haideți să vedeți și interiorul. Dacă ați ști cât de bine miroase, ne putem așeza cu mare bucurie și poftă în jurul mesei și aștepta cu mare nerăbdare acest deliciu. Vă poftesc și pe voi, dragilor! Nu ezitați, pregătiți această mâncărică delicioasă! cartofi carbonara. Și, cu siguranță, toată familia vă va mulțumi. Să rămână pentru masă! Iar acum, la final, nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea fi alături de mine de fiecare dată când voi lansa o nouă rețetă, o nouă provocare, o nouă inspirație doar pentru voi. Marca unica, pasiune și savoare! Pe data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, pa!